Hello și la mulți ani celor care n-au văzut daily vlog-ul de data trecută, primul clip de pe anul ăsta. Bine v-am găsit, ce faceți? După cum v-am zis în acel daily vlog, o să ne ocupăm mai mult luna asta de cărți, pentru că m-am gândit eu așa că luna ianuarie, în general, este o lună mai lentă, mai... o liniștită, după toată nebunia cu sărbătorile, este o lună mai liniștită și m-am gândit că nu ar strica să vorbim mai mult despre cărți, pentru că probabil, zic, nu știu, nu dați cu pietre, probabil cei mai mulți aveți un pic puțin mai mult timp în ianuarie ca să citiți după toată nebunia din decembrie, noiembrie. Și de-aia m-am gândit că este momentul potrivit ca în ianuarie să vorbim mai mult despre cărți. Și astăzi, înainte de a începe cu toate topurile și cu toate nebuniile și clasamentele și ce am făcut și ce am citit și ce n-am citit și ce am făcut în 2023, nu pot face toate lucrurile astea până nu vorbim despre cărțile pe care le-am citit în decembrie sau pe care am încercat să le citesc în decembrie. Sunt destul de multicele, dar... mi-am dat seama că am o restanță mare, mare la voi din ultimul clip cu ce am citit în octombrie și noiembrie, pe care l-am făcut în Vlogmas, în Nickmas mai exact, și asta pentru că mi-au scăpat 3 cărți. Ideea este că eu m-am tot jucat cu listele mele, am tot aruncat listele de colo-colo și la un moment dat am pierdut lista cu cărți. Și am zis, las că mi-aduc eu aminte ce am citit. Și numai bine că am sărit peste 3 cărți în economia situației și da, vreau să vi le menționez acum. Deci astea vin din categoria noiembrie, decembrie, nu. Deci astea vin din categoria noiembrie, octombrie, noiembrie, cam pe acolo. Cred că în noiembrie le-am citit pe astea, pe toate 3, dar nu știu cum am putut să sar peste ele. Da, mi-am adus aminte după ce am postat clipul, pentru că, de ce nu? Why not? Una din cărțile pe care am uitat să le menționez în clipul ăla a fost Craii de Curtea Veche. Am ascultat varianta audio pe Voxa, bineînțeles, și asta pentru că era clasic și am zis că n-are sens să mă hazardez în a-mi cumpăra cartea. Auzisem eu destul de multe despre cartea asta, știu că și prin liceu ni s-a vorbit despre ea și nu m-am entuziasmat prea tare. Mi-a plăcut la un nivel la care nu mă așteptam și am descoperit în cartea asta iarăși niște elemente pe care chiar și la școală, când ni se vorbea despre cartea asta, nu au fost menționate. Spre exemplu, acolo, în carte, este discutată puțin sau este menționat ideea de homosexualitate, dar tot așa, într-un mod din ăsta discret, după perdea, ascuns după ideea de prietenie și bănuiesc că intenționat lumea a trecut peste sau nu a fost atentă, dar dacă sunteți atenți la toate descrierile, la cuvinte, la tot ce se discută acolo, vă dați seama că e vorba de homosexualitate. Și stau și mă gândesc acum, după ce am ascultat și Craii de Curtea Veche și... asta, Portretul lui Dorian Gray, unde la fel am găsit niște elemente similare, câte astfel de opere sunt în care s-a discutat cumva semi-deschis despre homosexualitate și se spunea relativ clar, doar că ascundeam toată treaba asta după paravanul prietenie și spuneam, vai, ești prietenul meu cel mai iubit, vai, ce te iubesc eu ca prieten, știți? Genul ăsta de exprimare. Și stau și mă gândesc oare câte astfel de opere sunt, asta gândindu-ne puțin și la cei ipocriți care spun că, vai, Doamne, vezi, Doamne, până nu a venit epoca asta modernă, nu exista homosexualitate. Ba da, exista dintotdeauna homosexualitate, dar niciodată subiectul nu a fost discutat deschis și... da, cred că sunt multe astfel de opere pe care dacă stăm să le luăm puțin la bani mărunți, o să descoperim foarte multe elemente pe care ne puteam jura că nu au existat înainte de epoca contemporană. Subiectul cărții bănuiesc că vă este cunoscut pentru că este un clasic al literaturii române și avem de-a face cu practic 2 generații diferite de personaje care se... ciocnesc. Cum de altfel este și firesc, o generație mai veche care ține la felul în care se făceau lucrurile în perioada lor de glorie și cumva refuză îmbătrânirea. Eu așa am văzut treaba asta, cumva Craii ăștia de Curtea Veche cumva erau oamenii care refuzau îmbătrânirea și faptul că vin alte personaje mai tinere sau alte generații mai tinere, ceea ce vedem cu prisosință vedem la noi în societatea românească, când generațiile tinere nu sunt lăsate să se exprime sau să facă, să acționeze, să gândească, să își conducă viața și așa mai departe, de cei care cred că sunt în continuare în putere și, deși poate ar trebui să se ocupe de altceva, refuză să treacă mai departe, pur și simplu. Și asta mi se pare că este punctul central al cărții. Apoi, am rupt tot din aninsul să mai curăț din lista aia de currently reading de pe Goodreads, care era foarte, foarte lungă în decembrie, și am terminat și The Guest List. Este o carte care este și în română, se numește Lista de Invitați, și avem un cuplu foarte tânăr și foarte frumos și foarte celebru, amândoi, și el și ea sunt celebri. El este ceva vedetă de televiziune, de reality show, ea este o tipă din asta care a făcut mari furori în online, are o revistă și așa mai departe, și se căsătoresc, se decid să își facă nunta pe o insulă în partea spre Irlanda, o insulă foarte mică și foarte izolată și unde nu poți ajunge decât cu barca, bineînțeles, și asta numai dacă e vremea bună. Și bineînțeles că ca să fie excentrici până la capăt, s-au decis să țină nunta acolo, să-și aducă toți invitații acolo, și numai bine că în timpul petrecerii, de după ceremonia religioasă, se întâmplă ceva. Moare cineva, dispare cineva. Cartea a fost relativ interesantică, în sensul că vezi perspectiva mai multor personaje, deși la final, când am terminat cartea, mi-am dat seama că efectiv nu am înțeles de ce m-a pus în pielea mai multor personaje. Că avem, evident, avem asta, cum îi zice, mireasa, mirele, prietenul cel mai bun al miresei, dar nu, soția prietenului cel mai bun, așa, perspectiva ei, sora miresei și încă un tip care este tipul care este best man-ul mirelui ăla și perspectiva lui. Adică la mireasa am înțeles, la best man am înțeles, dar nu prea am înțeles de ce a trebuit să știu perspectiva tipei ăsteia care era soția celui mai bun prieten al miresei. Mă rog, n-am înțeles. A fost o carte pe care am început-o în varianta audio, am avut-o descărcată și pe telefon, am început-o de vreo 3 ori și de 3 ori am abandonat-o și acum am zis hai să trec să vedem ce se întâmplă cu ea. Nu m-a impresionat foarte tare, adică nu prea aveai. Plaja de suspecți a fost foarte restrânsă și îți imaginai de ce, și nu m-a dat pe spate, nu știu, nu m-a atras, n-a fost o carte care să... N-a fost rea, nu e un thriller rău, dar nu m-a dat pe spate, adică, și mă bucur că am ascultat-o până la urmă pe Voxa și am terminat cu ea, ca să nu mai mă întind așa să am cartea pe aici. Inițial mă gândeam să o cumpăr în variantă fizică, dar mai bine că n-am cumpărat-o. Tot pe Voxa, scrollând eu pe Voxa, pentru că îmi petrec foarte mult timp scrollând pe Voxa, să știți. Am dat de Tot Suntem Malefici. Am văzut că este cartea și în variantă fizică la noi, este tradusă. Și am zis să ascult. M-am uitat la descriere și prima liniuță acolo scria Jocurile foamei, dar cu magie. Și zic, ok, sold, asta este. Dar, mai nou, am auzit că asta este un truc foarte, foarte inteligent la care au recurs multe persoane, și anume de a scrie că, de a face comparația dintre cărțile respective și Jocurile foamei. Deci s-ar putea să fie un truc. În esență, da, este adevărat. Este vorba despre o competiție ce are loc odată la 7 ani între 7 familii foarte puternice pentru magia înaltă. În lumea asta în care trăim, magia este de două feluri. Magia înaltă, care este magia aia foarte puternică, pe care o controlează doar acea familie care câștigă această competiție, și magia ordinară, obișnuită, simplă, asta cu, nu știu, ghicitul în căț, nu știu, tot felul de prostii din astea micuțe random care nu sunt foarte periculoase, ca să spunem așa, nu au elemente foarte periculoase, pe când magia înaltă poate ucide, poate aduce din morți, poți face foarte, foarte multe lucruri și cumva echilibrul universului în care trăiesc personajele astea depinde de familia care deține magia înaltă și evident acea familie este foarte, foarte bogată și de ceva ani, de câteva generații încoace, magia înaltă a fost ținută de o anumită familie care a devenit cumva foarte arogantă și cumva toată lumea este împotriva acestora, dar la această competiție trebuie să participe un membru al familiei care să fie desemnat de familie. Doar că o să ajungem să vedem pe parcursul cărții că nu toți membrii care ajung în competiție sunt desemnați de familie. Unii ajung din pură întâmplare, alții din pur ghinion, alții iau, pentru că da, i-au desemnat familia, dar nu-și doreau în mod special treaba asta și da, este un fel de competiție în care ei trebuie să se ucidă unul pe ceilalți până rămâne unul, efectiv. Și se încearcă tot felul de variante, pentru că în momentul în care începe competiția asta, se ridică ca un domn, sunt izolați într-o anumită zonă și trebuie să câștige anumite elemente magice. Trebuie să pună mâna pe niște simboluri magice. Și la final, cine are toate simbolurile magice, ăla este desemnat câștigător. Doar că ei încearcă să-și facă tot felul de planuri, cum ar fi să iasă toți, să nu se ucidă unii pe ceilalți. Încearcă să găsească tot felul de soluții ca să nu moară și problema este că din generațiile anterioare să știe că nu se poate face chestia asta, pentru că dacă nu este desemnat sau ei între ei nu se omoară reciproc, vor muri toți. Adică domul ăla în care sunt nu-i va lăsa niciodată să iasă pe toți de acolo. Doar că are și glitch-uri. Bineînțeles că altfel nu aveam cartea. Există și glitch-uri în sistem și o parte din acești concurenți dau de glitch-urile din sistem și se întâmplă o grămadă de lucruri. Nu vreau să vă zic mai multe pentru că s-ar putea să vă dea prea multe spoilere. Asta teoretic este o serie și nu știu dacă a apărut volumul 2. Nici în Cărturești n-am văzut volumul 2, dar ca idee e interesant. Zic, astea i-am dat 4 stele. Acum să trecem la cărțile din luna decembrie, care nu sunt decât 9 și asta pentru că la fel am vrut să îmi subțiez foarte tare lista aia de currently reading din Goodreads și de asemenea mi-au atras atenția și multe cărți și zic hai că dacă tot era decembrie, la un moment dat mi-era și rău, zic hai că e numai bine. Și începem prost, începem cu o carte de 2 stele, pe care tot așa mă chinui de vreo 2-3 luni, s-au făcut 3 luni în decembrie de când o tot ascultam, tot pe Voxa, evident. Refugiul timpului de Gheorghi Gospodinov, este un autor bulgar, dintre toate, nici nu mă așteptam. O vedeți acum, este prin librării cartea asta și este destul de populară și tema centrală a cărții astea este Alzheimer-ul și inițial am fost așa puțin, pentru că Alzheimer-ul este un subiect foarte sensibil pentru mine și nu-mi plac nici glumele pe tema Alzheimer-ului și nici discuțiile idiote pe tema asta și m-am gândit, zic, este o ficțiune literară în care autorul este prieten cu un tip relativ dubios și ciudat în același timp, care este și medic, și medium, și nu știu, are foarte multe calități tipul ăla și este foarte bizar omul și ei împreună decid să deschidă un fel de clinici ale timpului sau clinica timpului inițial în care să ia pacienți din ăștia cu Alzheimer și să le creeze o cameră sau o casă în stilul anilor în care au rămas ei blocați, pentru că pacienții de Alzheimer, oamenii care au Alzheimer, au o perioadă când mintea lor se degradează și când ei nu se regăsesc în timpul prezent, evident că de-aia e Alzheimer, ci rămân blocați într-o anumită perioadă. Și, spre exemplu, erau pacienți care rămâneau blocați în anii 50, în anii 60, în anii 70, în anii 80 și așa mai departe. Și ei încercau cumva să reproducă atmosfera și starea din acea perioadă, cu ziare, cu tapetul de pe pereți, cu ustensilele de bucătărie, cu absolut tot. Practic recreau o decadă din asta, inclusiv ziarele, veștile, televizorul, posturile de la televizor, emisiunile care erau date erau făcute în așa fel încât să fie din bucata aia de timp. Totul se plia. Deci dacă pacientul rămânea blocat în anii 60, totul era ca în anii 60. De la mobilă, îmbrăcăminte, felul în care vorbeau oamenii, ziarul de pe masă era dintr-o perioadă, nu știu, evenimentele istorice și așa mai departe. Ideea era că dacă îi țineai pe oamenii ăștia, ei încercau cumva să încetinească boala, știți? Adică se gândeau că făcându-i pe oameni să fie confortabil, să nu le creezi un stres psihic foarte mare, expunându-i la o lume pe care ei nu o recunoșteau, că practic ei nu trăiau în prezent, se gândeau că poate boala evoluează mai încet. Și mi-a plăcut partea asta și mi s-a părut interesantă, că am avut mai multe tentative de a abandona cartea și mi s-a părut interesantă partea asta. Unde m-a pierdut foarte tare autorul a fost în momentul în care a început să fabuleze. Deci, ok, știam că e ficțiune literară și nu știu ce, dar pe la jumătatea cărții, prietenul ăsta cu care fondase clinica dă și el semne de Alzheimer și a început să-și imagineze preț de câteva capitole ce o să se întâmple, cum o să se întâmple, dacă ăsta o să se trezească într-o zi și nu o să-l mai recunoască și nu o să mai știe ce a făcut și dacă o să se trezească în anii 30, pentru că ăsta era un tip și care părea că nici nu-i muritor așa, știți, părea că vine de cumva din vremea lui Maria Antoaneta, cam așa. Și dacă trebuie să îl interneze pe el, dacă, nu știu, nu trebuie să facă nu știu ce, dacă... Deci a început cu niște scenarii în astea care nu aveau treabă cu subiectul cărții sau, mă rog, aveau treabă, dar foarte distantă, adică erau pur și simplu fabulațiile lui, speculațiile lui cu niște situații ipotetice care poate se întâmplau, poate nu. Și m-a pierdut, efectiv m-a plictisit foarte tare pentru că a luat un subiect care mi s-a părut interesanțel, care m-a prins la un moment dat, adică ideea asta de a-i face pe oamenii bolnavi de Alzheimer să le dai confortul ăsta mental, că totuși nu sunt nebuni și că încă se regăsesc în lumea lor și așa mai departe, de la ideea asta să te duci doar la niște fabulații și la niște speculații cu ce o să se întâmple și dacă mă trezesc într-o dimineață și asta îmi zboară creierii, că nu știu ce, sau dacă mă trezesc într-o dimineață și asta se aruncă de la balcon, că nu mai știe, nu mai vede pe unde să meargă și așa mai departe. Deci niște fabulații din astea care efectiv au dus cumva tot subiectul în derizoriu din perspectiva mea și am abandonat-o spre final pentru că nu pun. Deși începuse relativ bine, adică era, subiectul în sine era promițător. Apoi, pentru că era singura carte pe care o mai aveam din seria asta și era necitită. Bine, seria nu se termină aici, este vorba de de Ultimul Regat, Stăpânii Nordului, de Bernard Cornwell. O carte care mi-a plăcut mult, dar nu atât de mult ca primele volume. Cumva acțiunea a fost mai răsfirată pe parcursul volumului, adică în primele două volume acțiunea este foarte, foarte compactă și constant se întâmplă ceva, constant e război, constant Utrecht, că știm că el este personajul principal, are probleme, constant se... Și aici are probleme, devine sclav la un moment dat, ajunge 2 ani să fie sclav și trece prin niște chinuri înfiorătoare, dar cumva acțiunea este mai răsfirată, nu este atât de compactă și parcă nu s-au întâmplat chiar atât de multe lucruri, adică iarăși îl macină foarte, foarte tare setea de răzbunare pe Utrecht pentru că are bagajul din primele două volume și faptul că i s-a luat titlul și vrea neapărat să se răzbune și ajunge practic cumva să-și răscumpere, să zicem, regatul. El teoretic ar trebui să fie rege sau lordul ținutului din care vine, dar da, nu pot, iarăși nu pot să vă zic foarte mult, că vă dau spoilere. Acum, nu știu, dacă aș citi cartea, spuneți-mi dacă aș citi seria asta, dar tot așa, foarte sângeroasă. Ce am simțit este, iarăși, foarte tare, că este o carte cumva exclusiv masculină, adică femeile, că cum era în perioada aia, în perioada medievală, că femeile erau niște accesorii inutile sau așa, cel mult material de reproducere și atât. Este o carte eminamente masculină în care se simte testosteronul la orice pagină, la orice colțișor de pagină și la orice frază și sunt la un moment dat niște dialoguri din astea atât de cretine pe care de altfel le-am auzit de-a lungul anilor și mai ales între tinerii bărbați, le-am auzit dialogurile astea când se umflă efectiv testosteronul în ei și încep să dea pe din afară și zic, mamă, stai să vezi cine sunt eu și dă-te la o parte, că eu fac, eu trec și nu știu ce și mamă, ce te baci, da. Și m-am amuzat teribil, deci mi s-a părut atât de funny, cel puțin pasajele alea mi s-au părut atât de funny de Doamne. Deci asta mi-a plăcut, dar nu la fel de mult ca primele două volume. Acum trebuie să găsesc următoarele 3 volume. Unde, nu știu, mi-a zis pe Vinte, dar am căutat, nu sunt. Deci nu știu unde să le găsesc, dacă le mai găsesc. Apoi, am terminat o altă carte care era începută și neterminată de pe lista mea de acolo din Goodreads, Acolo unde sângele îngheață, am avut-o și la Book Club și da, a fost interesantică. Am câteva mici mari obiecții cu cartea asta. Pe mine nu m-a prins. Știu că și Ștefania și Ildico spuneau că este foarte alertă și că merge repede. Păi mie nu mi s-a părut. Cel puțin la început m-a plictisit. Poate n-a fost perioada potrivită pentru mine. Adică poate eu nu m-am... nu știu... Nu m-am sincronizat bine cu cartea asta când am început-o, dar pe mine m-a plictisit. La început chiar m-a plictisit. După aia a început să devină puțin mai alertă. Avem un tată și o fiică. Fiica lui împlinește 13 ani și a promis că atunci când va împlini 13 ani o va duce într-o excursie de schi. Pentru că ce să vezi, în Norvegia oamenii se duc la 13 ani, se duc în excursii de schi. Noi stăm acasă și ne jucăm cu bețele în nisip, nu știu, cel puțin pe vremea mea. Așa. Deci, da, ea știa să umble cu arme și cu cuțite, pe când noi stăteam și ne scobeam sub unghii, habar n-am. Da, cam asta e diferența, nu știu. Și pleacă într-o excursie de schi de câteva zile, ea se rănește și pentru că se rănește, decide să se ducă ca să ceară, să-i acorde primul ajutor, la niște cunoștințe pe care... le au ei, mă rog, fiind Norvegia, fiind zăpadă, fiind așa, sunt foarte răsfirate casele în zona respectivă și atunci se duc la ăștia, schiază până acolo și acolo ce să vezi că vin unii și îi omoară pe ăștia, iar ei fug de criminali. Și de aici începe o cursă din asta nebună în care și tatăl și fiica trebuie să fugă de criminali și încearcă să se ascundă și pățesc tot felul de lucruri și da, mi s-a părut, a fost ok, a fost, după ce am trecut de faza aia care m-a plictisit, a fost ok, că a fost plină de acțiune. E, care a fost problema mea cea mare cu cartea asta este că, nu mi se par plauzibile foarte multe din lucrurile care s-au întâmplat acolo, adică da, sigur, mergem copilul la 13 ani la schi. Probabil în Norvegia merg, dar nu la modul ăsta. Și nu prea văd eu copil să pună mâna pe armă, știți, la 13 ani. Adică dacă nu ești născut în Gaza, la 13 ani nu prea pui mâna pe arme și țintești atât de bine, dacă înțelegeți ce zic. De altă parte, iarăși mi s-a părut că sunt foarte tras de păr unele scene și finalul la fel, mi s-a părut că a fost foarte tras de păr, adică hai să, dintr-un final tragic, care s-a anunțat a fi tragic, care nu avea cum să fie altfel decât tragic pentru că, așa, dintr-un final tragic hai să îl facem totuși să fie pozitiv pentru că știm că oamenii iubesc mai mult cărțile cu final pozitiv. Adică să simte faptul că a creat acolo un twist numai ca să ajungă finalul pozitiv, ceea ce parcă nu știu, a stricat puțin din carte, din perspectiva mea. Dar am dat 4 stele. N-am taxat-o foarte tare pentru că a fost totuși 8. Apoi, am terminat, în sfârșit, după cum vedeți, cu multe notițe. La un moment dat am zis că trebuie să mă opresc din a tot însemna în carte, pentru că altfel ajunge toată cartea, ajunge colorată. Și ce fac? Este vorba despre Gânduri către sine însuși de Marcus Aurelius. Marcus Aurelius, care nu știu cât știți, dar a fost ultimul mare împărat roman și săracul, din culmea ironiei, face să fi murit cu perna pe ochi. Da, cine știe povestea. L-a ucis fisul, i-a pus perna pe ochi și l-a omorât. Da, un monument de inteligență. Seneca, Marcus Aurelius și Epictet fac parte dintr-o zonă din asta, dintr-o ramură din asta stoicismului. Sunt considerați ca fiind cam ultimii mari stoici. Ei trei. Și ei trei cumva sunt într-o ramură separată a stoicismului și din perspectiva mea, toți trei sunt foarte, foarte ușor de citit. Pentru că lumea când vorbește de filozofie se gândește la o chestie foarte greu de pătruns, foarte greu de rumegat, foarte inconfortabil așa, adică băi, îți trebuie foarte multă inteligență să pătrunzi filozofia și poate că într-adevăr așa este cu alți filozofi, dar în ceea ce îi privește pe acești trei stoici, sunt niște lucruri, vorbesc despre niște lucruri, analizează niște lucruri atât de simple, de comune și de bun simț, încât, de exemplu, dacă n-ai avut o figură paternă sau un adult care să te ghideze în viață, lucrurile astea te pot învăța. Adică îți vorbește despre cumpătare, că despre asta vorbește, despre cumpătare, despre bun simț, despre ambiție, despre orgoliu, despre familie, despre religie, despre lăcomie. Astea sunt subiectele principale abordate și de Marcus Aurelius și de Seneca și chiar și de Epictet. Și vorbesc într-un limbaj cât se poate de natural, de simplu, de înțeles, adică nu-ți trebuie nu știu ce diplome în filozofie sau în lingvistică ca să-i înțelegi pe oamenii ăștia, sunt foarte ușor de înțeles și chiar v-aș recomanda. Știu că zicea cineva că acum e foarte popular în ultima vreme Marcus Aurelius, eu nu l-am luat că e popular, ci pur și simplu mi-a venit mie că știți că am o fază cu filozofia și eu zic că merită să-l citiți. Fie și doar pentru faptul că e popular, pentru că dacă rămâi cu ceva de aici, nu are cum să nu fie bine. Nu poți să rămâi decât cu lucruri bune din toată treaba asta. Tot așa, în încercarea de a mai liniști lista aia din Goodreads, am mai încercat odată în Clubul Crimelor de joi, dar n-am putut. Nu, mi s-a părut atât de plictisitoare cartea asta de la bun început. Stați că i-am pus asta invers. Acum îmi dau seama. Deci mi s-a părut atât de plictisitoare de la început cartea asta. Am încercat. Deci gândiți-vă că eu am început cartea asta în ianuarie 2023 și de-abia în decembrie 2023 mi-am făcut curaj să o continui și să văd ce-i cu ea. Adică chiar am vrut să o termin, mai ales că este atâta hype, că vai, prima carte, cât e de bună, că nu știu ce. Nu. Este efectiv un fel de Miss Marple cu gang. Eu așa am văzut-o pe tipa asta. Așa am văzut personajele. Un fel de Miss Marple, dar care are o brigadă în spate, o echipă în spate care o ajută. Și sunt atât de, nu știu, adică în loc să-ți vezi de artrita ta, în loc să-ți vezi de senilitatea ta, de scleroza ta, te apuci să rezolvi cazuri. Eu înțeleg că bătrânii se plictisesc și că poate mulți dintre ei n-au activități și că poate e interesantă chestia asta. Dar lăsăm, bine, și accepta și treaba asta. Bine, uite, o echipă de 4 bătrânei se apucă să facă, rezolvei un caz. Mă, ce să vezi, toată poliția britanică cu tehnologia lor nu reușesc să rezolve un caz și rezolvă ei, mă, cazul. Nu-i problemă. Se descurcă ei, nu-i nicio problemă. Ei fiind niște bătrâni așa, cu încărje și pe medicamente, ei se descurcă să rezolve cazul. Ok, accept și treaba asta, dacă trebuie neapărat, ai musai, de dragul ficțiunii, accept și treaba asta. Păi, dar limbajul atât de plictisitor, e genul ăla de... Este cumva stilul Agatha Christie care mă plictisește și ăla mă plictisește foarte tare. Începe și povestește și intri în mintea unuia din personaje și după aia te duci în altă parte și iar intri în mintea altui personaj și tot așa și... nu știu, nu știu, m-a plictisit, m-a pierdut pe drum. Nu, din păcate nu mi-a plăcut. Sau nu, i-am dat cât? I-am dat 100? Nu, nici nu am mai stat de vorbă. Așa, apoi... M-a luat așa un drag de thrillere și zic hai să încerc și Crima Perfectă, Instrucțiuni pentru Fete Cuminți de Holly Jackson, seria pe care de altfel bănuiesc că toată lumea o știe, este o serie ultra cunoscută. Mi-a plăcut, mi s-a părut interesantă, doar că iarăși și aici mi-ar fi plăcut foarte tare ca personajul principal să nu fie o adolescentă de 14 ani, știți? Pentru că, sau 16, cât are ea, 16, 18, habar n-am, 16, ceva de gen, 16, că conduce, 17. Mi-ar fi plăcut să nu fie neapărat persoană. Iarăși exact ce zicea Ștefania la un moment dat, că băi, în ultima vreme în cărțile astea thriller sunt, rezolvă, oricine rezolvă cazurile, mai puțin oamenii care ar trebui să le rezolve, da. Și cam așa e și aici și cam asta e. Adică cartea în sine, ancheta, cum se desfășoară ancheta, cum își pune tipa întrebările, cum se merge pe firul anchetei și așa mai departe, este foarte, foarte bine. Doar că nu cred ca un adolescent să gândească așa. Poate să fie cel mai inteligent adolescent din lumea asta. Este stilul de gândire al unui om cu experiență în domeniu. Ori ea, ci că făcea un proiect la școală, pentru că da, și aici. Unii fac proiecte la școală în care rezolvă crime, alții stau și scriu referate de 5 pagini despre Nil, de exemplu, cum am făcut eu la un moment dat. Așa, sau fac proiecte despre reciclare. Da, deci cam astea spre ocupările adolescenților americani. O avem pe Pip, care... Pip, care are un proiect de făcut la școală și ea se decide să ia un caz vechi al unui băiat care a fost arestat pentru că ar fi responsabil de moartea unei fete, unei colege din anul lui de liceu. Și de acolo începe investigațiile și începe să caute făptașul, fiindcă ea este convinsă că nu băiatul ăla care, mă rog, a pățit ceva, nu o să vă zic ce, pentru cine n-a citit seria, nu băiatul ăla este responsabil și că adevăratul responsabil este de fapt în libertate, se bucură bine mersi de libertate și este ok. Toate bune și frumoase, începe ea o investigație, intră în tot felul de buclucuri, are tot felul de probleme, îmi pare foarte rău de cățel, pentru cine a citit cartea știe, nu înțeleg de ce trebuia să se întâmple ce s-a întâmplat cu cățelul, așa, și da, finalul a fost... nu neapărat previzibil, că n-a fost previzibil, cel puțin mie nu mi s-a părut previzibil, adică mă așteptam la o parte din deznodământ, iar încerc să nu vă dau foarte multe spoilere, mă așteptam la o parte din deznodământ, adică am intuit și eu, cum de când a adus ea vorba despre treaba asta, am intuit și eu ce se întâmplă, dar pe de altă parte mi s-a părut tot așa puțin tras de păr, adică se întâmpla ceva acolo, adică... Și iarăși, ideea asta de a-ți da seama cine e criminalul doar pentru că ai văzut pe cineva cum a reacționat la o scenă și nu din dovezi, îmi pare puțin trasă de păr. Dar, pe total, mi-a plăcut. Abia aștept să văd ce se întâmplă în volumul 2 și în volumul 3. Apoi, pentru că am terminat cu Marcus Aurelius, am zis să îl iau și pe Epictet, fiindcă, la fel, Epictet, v-am zis, face parte din acest curent al stoicismului împreună cu el și cu Seneca și dacă pe Seneca l-am citit, pe Marcus Aurelius l-am citit, îmi rămăsese Epictet. Epictet, să știți că nu este numele lui real, Epictet este, înseamnă în greacă, însemna sclav. Vine de la cuvântul de sclav, pentru că Epictet s-a născut sclav, el a fost sclav și e foarte interesant, aici la spate se povestește, de exemplu, cum el n-avea simțul ăsta al corpului, al proprietății corpului și chiar și el zice la un moment dat că corpul nu ți-aparține. Mă rog, acum, fiind timpurile moderne, cred că s-au mai schimbat puțin lucrurile și putem să discutăm altfel despre termenii ăștia, dar la vremea lui el credea că corpul nu îi aparține, născându-se sclav, credea că nu îi aparține corpul și e descris aici o scenă cum că stăpânul lui, la un moment dat, pentru că el era foarte inteligent, Epictet era foarte inteligent și foarte înțelept, ca să-și bată joc de el, că na, cum făceau oamenii care aveau putere, a decis să îi pună pe unii să-i sucească piciorul și Epictet i-a spus foarte liniștit, dacă continui așa o să se rupă și i-au sucit piciorul până efectiv a cedat, până piciorul a cedat și s-a rupt și reacția lui a fost, ți-am spus că o să se rupă, adică fără să se vaite, fără să se lamenteze, fără... Mi s-a părut foarte interesantă și țin minte că ăsta era elementul care mi-a rămas mie din facultate în legătură cu Epictet, faptul că era filozoful șchiop. El după aceea a rămas toată viața cu un defect așa și a rămas și șchiopăta și asta mi-a rămas în minte despre el, că era filozoful șchiop, așa îl țineam eu minte pe Epictet. Și acum mi-am adus aminte de unde povestea asta cu șchiopul. Așa, și iarăși la fel, pentru cine nu știe, Epictet nu și-a scris niciodată, ca în cazul lui Marcus Aurelius. Marcus Aurelius, de exemplu, alea sunt însemnările lui personale. Marcus Aurelius nu și-a dorit niciodată să se publice însemnările lui personale și dacă citiți cartea, o să vedeți că exact așa, îți dă senzația de jurnal. La un moment dat sunt fraze parcă neterminate, sunt fraze care încep cu un gând, se termină cu un alt gând. E exact ca un jurnal, îți dă sentimentul de jurnal, pe când Epictet nu și-a dorit niciodată să scrie, el credea că e cuvântul prostit, poveștile sunt mai importante decât cuvântul scris, din nou, într-o perioadă, în vremurile în care a trăit el, era firesc, și însemnările astea cu învățăturile lui Epictet sunt făcute de un discipol de-al lui, care s-a gândit totuși că ar fi bine totuși, ia hai să fac eu niște însemnări din ce ne povestește el, că parcă sunt bune. Și la fel ca și în cazul lui Marcus Aurelius, sunt niște lucruri foarte simple de viață, de bun simț. Ambele cărți mă duc cu gândul la vorbele alea de duh pe care le aveam și noi în tradiția românească. Știți, când stăteam de vorbă cu bătrânii, nu știu dacă voi ați apucat chestia asta, dar eu trăind la țară și trăind printre bătrâni, cu precădere printre bătrâni, mai ales la bunica mea, îi auzeam pe bătrâni spunând tot felul de vorbe din alea de duh, știți, și aia, și multe dintre ele înțelepte, multe vorbe din astea de duh înțelepte pe care le avem în tradiția românească. Exact asta este și, nu știu, tipologia lui Epictet, exact genul ăla de lucruri, vorbe de duh spuse, tocmai pentru a menține o înțelepciune sau pentru a te trezi. Și din nou vă zic, dacă nu aveți un om în viața voastră care să vă centreze, care să vă ghideze, care să vă dea un sfat bun, merită să citiți cărțile astea, și pe Seneca, și pe Marcus Aurelius, și pe Epictet, pentru că sunt niște lucruri de bun simți, niște lucruri interesante. Eu cred că am fi mult mai liniștiți, mult mai fericiți și mult mai cu bun simț și ca generație, să spunem, dacă am citit cărțile astea, pentru că ne-ar intra în cap că nu doar binele propriu trebuie să primeze, fiindcă noi suntem în era în care binele propriu este fundamental și nu mă interesează modul prin care obțin acest bine propriu. Adică dacă eu obțin binele propriu vătămând altă persoană, nu contează chestia asta. Asta era în care trăim, pe când filozofii ăștia ne spun că nu e așa. Adică nu primează neapărat binele propriu, ci binele comun. Da? Și iarăși fac o mare diferență, ei fac o mare diferență dintre binele propriu și binele comun, din care îți extragi binele propriu, că n-ai cum să-ți fie bine dacă toți cei din jurul tău suferă, știi, e ca pe principiul ăla, toată lumea este virusată, toată lumea este răcită, numai tu te găsești singur să nu fii, știi, nu prea are cum, așa, și de-aia sunt niște cărți foarte frumoase, foarte importante și foarte bune și la care cu siguranță am să revin și chiar vă recomand să le citiți, pentru că nu are de ce să vă fie frică de ele, nu are de ce să vă sperie, nu are ce să vă deranjeze la ele și din contră să rămâneți cu în primul rând cu senzația foarte plăcută că ai pe cineva înțelept care îți spune niște lucruri frumoase, lucruri bune, fără să te certe, că nu e vorba de ceartă aici, nu este vorba de critică, nu este vorba de a te blama, ci din contră. Și e foarte frumoasă senzația pe care ți-o lasă cărțile astea și chiar vă recomand să le citiți. Apoi, am zis să închei, mai aveam câteva zile din an și zic hai să închei anul cât se poate de în vervă. Și am început pentru că dacă Aventurile lui Huckleberry Finn le-am citit și le-am răscitit în viața asta, cred că de 20 de ori, dacă este o carte în viața asta pe care am citit-o de 20 de ori, asta este Aventurile lui Huckleberry Finn. Dar aveam și Aventurile lui Tom Sawyer, după cum știți că am cumpărat-o anul ăsta de la Bookfest și zic, hai mai să văd și care e treaba și cu Aventurile lui Tom Sawyer. Și l-am citit și pe asta. Este o carticică foarte drăguță, mi-a plăcut foarte, foarte tare. În primul rând că îmi place limbajul ăla jovial și foarte prietenesc al lui Mark Twain. Mi s-a părut foarte interesant și acum, fiind adult, am remarcat că ăsta era limbajul cu care rezonam, bineînțeles, când eram copil și îmi plăcea foarte tare și este cumva limbajul sau atmosfera tipică pentru copii. Mi-a plăcut cartea, mi-au plăcut Aventurile lui Tom Sawyer, i-am dat 5 stele, indiscutabil, și mi-a plăcut și intervenția lui Huck. Și deși aveam impresia că Huck nu este personaj principal în cartea asta, ba da, e și el personaj, și ia și el bucata lui de personaj principal și mi-a plăcut și mai mult, dar rămân la certitudinea că tot Aventurile lui Huckleberry Finn sunt mai frumoase. Nu știu, mie mi se pare că a doua carte, că practic ele sunt o duologie, mie mi se pare că a doua carte e mai frumoasă, pentru că, deci, asta e una și ultima carte cu care am încheiat anul sunt Aventurile lui Huckleberry Finn. O, Doamne! Deci nici că se putea să închei anul mai bine, pentru că pe lângă toate comparațiile pe care acum am putut să le fac cu cealaltă carte, au revenit toate sentimentele alea, toate senzațiile pe care le-am avut în copilărie când am citit cartea asta, toată magia aia a cititului a revenit și s-a prins lumina de la entuziasmul, vedeți în spate. Așa, deci a revenit totul și a fost atât de plăcut să recitesc cartea asta, deci efectiv senzația aia când te întâlnești, când te reîntâlnești după o perioadă foarte, foarte lungă cu cel mai bun prieten din viața ta și cu cel mai cald și mai drag prieten. Ei, senzația asta am avut-o eu cu Aventurile lui Huckleberry Finn și mi-am adus aminte punctual la fiecare scenă unde eram sau senzațiile prin care treceam și le-am retrăit și resimțit toate senzațiile astea și a fost tare, tare bine și tare plăcut și mi-a plăcut la nebunie și, cum ziceam, mi-a plăcut mai mult asta și în continuare îmi place mai mult, nu neapărat din perspectiva asta subiectivă, Aventurile lui Huckleberry Finn, dar dacă vă gândiți, pentru cine a citit cărțile, dacă vă gândiți prin ce trece, prin ce aventuri trece Huckleberry și prin ce aventuri trece Tom Sawyer, ale lui Huckleberry sunt mai complexe, adică e mai greu, e mai complicat, e mai amplu, e mai, se întâmplă mai multe lucruri importante acolo, adică sunt și mai grave, adică aventurile sunt mai grave de la faptul că Huckleberry își înscenează moartea, ceea ce mi s-a părut fabulos la un moment dat. Dintotdeauna mi s-a părut fabulos cum i-a trecut lui prin cap să-și însceneze moartea ca să scape de tatălui abuziv. Și cu ocazia asta, recitind cartea, am făcut cumva niște paralele între Huckleberry și copilăria mea și mi-am dat seama, unu, că și eu eram la fel de dornică de aventură și nebunită să pescuiesc aventură ca și el. Și pe de altă parte am găsit cumva și niște legături psihologice. De ce m-am legat eu atât de tare psihologic vorbind de cartea asta? Acum, fiind adult, am reușit să găsesc elementele alea pentru că sunt multe elemente comune în copilăria noastră și da, m-am identificat cu multe lucruri. Bine, eu nu mi-am înscenat niciodată moartea și nici n-am avut ocazia să fug pe o insulă și să vâslesc într-o barcă și să mă duc pe Mississippi și să am un negru pe care să-l protejez ca Huckleberry. Și încă un aspect la care mă gândeam când citeam cartea asta, apropo de negru. Bă, cât de bine este să citești o carte care este scrisă înainte de tot political correctness-ul ăsta, care nu are are nicio tentă din asta rasială. La un moment dat, da, sunt personaje care spun, bă, negru ăla nenorocit sau face ăla, negru ăla sau asta, dar așa era epoca, așa era perioada și înțelegi treaba asta și reiese din context că doar oamenii ăia gândeau așa. Nu trebuie date explicații, nu trebuie pus tot politically correctness în față și deci era atât de bine a fost, de nu se poate, deci a fost fabuloasă. Trebuie să zic că din perspectiva lecturilor, și vă dau un mic spoiler pentru ce va să vină în clipurile viitoare, am început anul cu o carte fabuloasă și am încheiat anul cu o carte fabuloasă. Deci a fost cum nu s-a putut mai bine. Între am mai avut și sughițuri, am mai avut și cărți pe care le-am abandonat sau pe care nu le-am iubit absolut deloc, dar pe de altă parte a fost un an foarte, foarte bun în ceea ce privește cărțile. Dacă ați fost pe Goodreads la mine sau pe Instagram, știți despre ce vorbesc. Dacă nu, stați pe aproape că vă zic în clipurile viitoare. Bun, spuneți-mi ce ați citit voi în decembrie, care au fost, nu știu, cartea care v-a impresionat cel mai mult în ultima perioadă. Dați un like și un share la clipul ăsta și eu vă aștept duminică cu un clip nou. Vă pup și ne vedem duminică, cum ziceam.